și care tocmai ziceam, Doamne, cât am văzut și de atâtea sezoane. Dar iată că am văzut ceva, cel puțin pentru mine, încă neîntâlnit, ceea ce e greu. Andra. Nu știu de unde ați venit și cred că cea mai mare satisfacție a voastră este atunci când vedeți oameni care se ridică pur și simplu în picioare să vă aplaude, să vă mulțumească pentru prestația voastră și credeți-mă, nu sunt obligat să fac asta. Așa simt. Așa simțim să vă mulțumim pentru ce ne-ați oferit. Mulțumesc frumos! Numai pentru asta și lucrăm. Acum pentru asta lucrează orice artist, dar nici 120.000 de euro nu v-ar strica, mă gândesc. Desigur, zbuni. Complicat și greu este că pentru etapa următoare sau pentru finală, nu știu ce puteți să faci, să mai inventați. Noi avem de aici... Am înțeles. Înălțime, nu... Ieșim în curte dacă trebuie. Sigur că da. Se poate. Asta mă și uimește la lumea circului, că deși circul e de când lumea, întotdeauna descoper lucruri noi, ceea ce înseamnă că circul dispune de o creativitate fără margini. Bravo! Răspunsul meu este da. Andra? Da și de la mine. Da? 4 de... Veniți aici, veniți aici. Ați fost extraordinari. Mamă, cât încredere are în tine. Are o încredere mare.